Bun, deci, salutăm bun și bine v-am regăsit la un nou episod. Bă, de data asta vreau să facem tot așa un test de petarde, un pic mai special, deoarece am făcut suma mirobolantă de 1000 de abonați. Da, frate, s-a auzit bine. 1000 de fucking abonați. Aia că nici că la trăcățelul ăsta de-l dracu. Bă, vreau să vă mulțumesc enorm pentru că așa. Pentru că am crescut foarte mult în luna decembrie, în ultima lună am făcut peste 600 de abonați. În momentul de față avem 1160 de abonați. Bă, la mine la Brașov a nins, nu știu cum e la voi, dar la mine a nins. Din păcate, apa a înghețat cât de cât, dar n-a înghețat total. Aș fi vrut să fi înghețat total, să pot să cobor pe ea, dar nu se poate așa ceva. Vreau să cobor pe ea din cauza că voiam să fac un episod mult, mult, mult mai special, dar mi-a dat un abonat o idee în comentarii să pun un bulldog, un FP3, o floare și etc, tot felul de petarde, să le pun sub o oală. Am mai văzut lucruri de genul și sunt curios. Tot ce sper e să nu, eu acolo sus o să dau lângă acel balansoar un pic mai în stânga. Și chiar vreau să nu sar aici în râpă, pentru că dacă sar în râpă trebuie să mă bag după ea și e greu. Sau să sar aici pe ponton în apă. Mă rog, bun. Atunci, terminând cu toate aceste mulțumiri și cu toate lucrurile, hai să trecem la videoclip. Mai repede scaut o oală și revenim cu testul. Gata, Johnny, haideți că am luat o oală. Stați așa să trec. Atât. Cam așa arată oala. N-am vrut să iau o oală bună din cauza că oala asta va fi pușcată și răspușcată. Bun, am ajuns la loc unde este aici zăpada, aici vreau să o dau. Uiteți și voi ce am făcut pe mâine, și nebun, ceai. Nu e bună deloc. Bun. Să văd ce unde prind GoPro-ul. Cred că o să prind momentan aici, așa. Până scot tot, să zic așa. Cam așa ceva. Cam așa. Stă? Doamne ajută. Bă, stai aici. Cam așa. Sper să stea. A, stă cât de cât. N-aș fai că aici se mișcă. Nu stă. N-aș fai asta că nu stă, dar înseamnă că o să trească să-l țin în mână. Și hai să-i dăm drumul. Deschidem aici, avem bombele. Două bombe. Acum scot efectiv doar ce-mi trebuie. Stai, pe treiurile nu pot să le scot doar două, că trebuie să le desfac. Stați un pic să caut bricheta antivânt. Nu mai știu unde am pus-o. Asta e bricheta normală, antivântul, pula. Uite aici. Și mai trebuie un pachet de Piccolo. Pe care o să trească să-l deschid, desfac. Bun, trebuie să luăm un pic. Stați așa să-l deschid, gata. Trebuie să folosesc dreapta din cauza că stânga mă dezavantajează, cât am filmat 4 minute. Îmi pare rău că am zoom, am dat zoom-ul ăsta, dar n-am ce face. Haideți că revin. Bum, și am rezolvat. Perfect, uite să avem aici două FP3-uri, două de-astea, Piccolo și astea. Bun, o să începem cu Piccolo. Cred că am filmat un pic cam în stânga, nu-i problemă, astea sunt toate. Hai să luăm, să iau câteva Piccolo-uri, Piccolo-uri. Cred că așa se zice, tot timpul mă încurc la astea, Piccolo-uri. Din cauza că Piccolo este în limba italiană și se referă la micuțe. Și
nu prea pot să-l pun la plural în română. Adică poți, dar e mai greu. Așa. Hai să luăm. Hop, și așa că era să se ducă. Hai să o îmbricheta și să începem. Pentru început, o să pun doar o petardă, bineînțeles. Hai să dau asta la o parte. Să iau asta. Să pun așa. Să schimb mâna. Trebuie să mă ajut de picior, pentru că altfel nu se poate. Stați așa să dau cumva. Bă, din câte am văzut-o, nici n-am mișcat-o. Nu, nici n-am mișcat-o. Hai să mai dăm cu una, dar vreau să pun cumva trepiedul undeva. Hai că revin imediat. Bun, frate, vedeți că am reușit cumva să prind. Și să-i dăm drumul. Punem aici oala. O să ții tot așa cu piciorul. Bă, sare destul de bine. Hai să facem o mică floricică. Facem așa o mică floricică. Să nivelez așa bine. Hai să pun pauză totuși până fac eu floarea. Bun, frate, vedeți că am făcut acum o mică floare din 8 petarde, dacă se vede acolo bine. Hai să dăm foc. Deci aici avem oala, aici avem petarde, da? Bă, a pușcat bine rău. Chiar mi-a plăcut cum a bubuit. E forță, ce ai? Să dăm și așa una la Caterinca. Forță. Acum, hai să dăm un 3 focuri, zic. Hai să merg să iau vreo 4-5 bucăți și revin. Bun, vreau să vedeți că am luat 3 focuri și să băgăm sub boală. Mamă, ești de bun, ce fum scoate. Deci, la fel facem, punem piciorul. Tot sub oala pușcat, e bine. Acum o să fac o floare de 4 și revenim. Bun, frate, acum vedeți, am făcut o floare din 4, 3 focuri. Așa. Merge, da? Bun, Doamne așa. Să nu facem vreo ghidușie. O la foc. Gata, s-a terminat șmecheria. Da. Vreau să vă mai întâi ceva. Multă lume m-a întrebat de unde am cele 3 focuri, de la ce marcă sunt. Sunt de la Corsair. Mulțumiți? Sper că da. Mi-a spus, destul de multă lume mi-a spus, vreo 15 persoane să zic. Hai să mergem să luăm acum restul. Bun, frate, deci am acele două buldoge. Un buldog o să dau jos și unul sus, aici, sub asta. Și încă două fevetriu pe care o să le dau identic. Unul jos, unul jos și unul sus. Sper că s-au văzut și cele două buldoge. Hop, s-a căzut deja buldogul ăsta, vrea să fie pușcat primul. Doamne așa! Înregistrează, zona este pregătită. O să trească să iau eu ăsta în mână. Uitați, frate, cât fum. Bă, mai bine să zic așa, cred că să-l pun mai departe, pentru că este foarte aproape și mie că-mi sare în cap. Deci hai să îndrept trepiedul și o să-l pun mult, mult mai încolo. Așa, Doamne ajută. O să trească să vin repede să iau camera, să că vreau să pun repede cât de mult la rundă.
Bă, exact de ce mi-era frică. Hai să mă uit să văd unde a aruncat-o. O să mă bag după ea, vă dați seama. Hai că revenim după ce iau oala. Hai să vă arăt acum craterul provocat. Genial. Bun, fraților, haideți că am ieșit din peripeție, m-am făcut praf pe papuci, uitați-vă voi, și pe picioare la fel. Dar am recuperat oala. Am luat-o un pic la inspecție și am observat că i-a făcut mare gaură, adevărat. Uitați acolo. Mă rog, sper că se observă, uitați acolo, mă rog. Acum urmează FP3-ul și după aia coborâm jos pe ponton. Asta e fain că dă flamă, ăsta știu că durează mult până ia foc. Bă, dar nu-mi vine să cred, fraților, deci aruncat prin copacii ăștia, peste acest copac. Și ca să vă faceți o comparație, cam când era altul copacul ăsta, este cam ca un bloc, parter, etajul 1, etajul 2 și etajul 3. Cam așa, adică vreo 10 metri, 15, cam pe acolo. Hai să luăm bricheta și să-i dăm drumul. Decide să-l pun cu asta în sus, să vin cu oala. Băi, ești nebun? O scos aia, ești prost? Asta, uitați, de la bubuitul, uitați aici, a căzut. Acum a dat flama? Bă, n-a aruncat-o cum mă așteptam. Mă așteptam să o arunce mai tare. În schimb, oala e țăndăr. Bă, fraților, eu zic că a fost prea genial să nu mai dau încă o dată cu un bulldog, frate. Dar să nu mai duc în mijlocul, să nu mai trebuie să cobor jos în râpă, o să-l dau în mijlocul curții. Adică aici. Cam așa, bă, dar frate, dar să-mi bă piciorul. Hai să scot, stați așa că-mi pleacă ăsta, scuzați-mă pentru deget. Bulldogul, hăț. Bricheta, hăț. Îl întoarcem invers. Bă, sunteți proști cât a aruncat-o? Bă, cât a aruncat-o, ești nebun? Deci, atunci i-a atenuat și copacul, să zic așa. A aruncat-o efectiv la vecinul în curte, ești nebun? Aia nu-i problemă că o recuperez, dar totuși, cât a aruncat-o, ești nebun? Bă, deci nu vine să cred că te-a aruncat, ești nebun. Ce, ești prost? Așa. Să aruncăm și acest FP3. Uitați. Bun, fraților, cam atât a fost cu acest episod. Vă mulțumesc pentru toată atenția acordată. Eu am fost Zuki, vă mai arăt încă o dată așa priveliștea asta mirobolantă cu cele două lebede. Iar până la următorul episod, vă salut. Bye, bye.